Și cea mai mare criză pe care o traversăm astăzi este o criză a valorilor. Aceasta este cea mai mare criză. O criză a valorilor pentru că la baza educației și învățământului românesc trebuie să stea perceptele morale. Nu există moralitate fără creștinism, nu există moralitate fără Dumnezeu. Și asta trebuie să înțeleagă toți, inclusiv Europa. Și cred că trebuie să susținem mai tare și mai puternic valorile lui Hristos, care nu numai că dau ordine societății, dar dau și dezvoltare și dau și belșug. Pentru că noi știm foarte clar că după binecuvântarea spirituală vine binecuvântarea materială. De aceea, în această perioadă, când vedem atâta degradare pe stradă, în spațiul public, la televiziuni, în politică, noi suntem aceia care trebuie să răspundem și să le spunem oamenilor că trebuie să ne bazăm pe alte valori.